Let's get ready to rumble! Salutare prieteni și bun venit pentru încă un noise review. Sunt Dan, iar canalul acesta de YouTube este dedicat în primul rând whisky-ului pe care îl analizez trecând prin prezentare vizuală, miros, gust final, după care îi dau o notă și îmi prezint concluziile. Și dacă vreți să fiți la curent cu review-urile mele viitoare, nu uita să vă abonați la acest canal și să atingeți clopoțelul pentru notificări. Pentru review-ul de azi am dat peste un blended scotch whisky foarte interesant. Dar nu este un whisky single malt. Eram într-adevăr puțin sceptic înainte de a deschide această sticlă, dar ceea ce am găsit în ea s-a dovedit a fi un whisky de 12 ani foarte bun, frumos, prietenos și gustos. Acesta este Syndicate 58/6 sau 58/6 Blended Scotch Whisky Premium Small Batch, adică lansat în loturi mici, îmbuteliat la 40% volum alcoolic pentru Douglas Lang. Desigur, va fi filtrat la rece și probabil a fost adăugat ceva colorant caramel. Povestea din spatele acestui whisky este destul de interesantă. Potrivit producătorului, în 1958, un amestec foarte rar de malt scotch whisky și grain whisky a fost descoperit în 10 butoaie de stejar în portul Leith, Edinburgh, într-un depozit deținut de William Muir Bond 9 Limited. Amestecul a fost distilat inițial în 1954, iar rețeta, creată de Marshall Taplow Limited, datează din anii 1800. În 1966, o cantitate mică din amestec, care atunci avea 12 ani, a fost îmbuteliată pentru directorii companiei William Muir Bond 9 și a unui număr de prieteni ai acestora. Și sunt convins că nu le-a displăcut deloc. Un total de 6 persoane au jucat un rol esențial în formarea a ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Sindicatul 58/6. De unde și numele acestui whisky. Syndicate 58/6 Premium Blended Scotch Whisky conține 18 whisky-uri single malt și 4 whisky-uri single grain și este maturat folosindu-se un sistem Solera. Sistemul de învechire Solera implică umplerea unui număr de butoaie la intervale diferite pe o perioadă lungă de timp. O cantitate de whisky din cel mai vechi butoi este îmbuteliat, apoi butoiul este reumplut cu aceeași cantitate de whisky din al doilea cel mai vechi butoi din acest sistem Solera. Și tot așa până când cel mai tânăr butoi din Solera se umple cu whisky nou. De aceea, niciun butoi din Solera nu este niciodată complet golit și, ca urmare, whisky-ul mai tânăr din Solera va crește în complexitate în timp. Și pentru ultimul an, acest whisky Syndicate este finalizat în butoaie de sherry Oloroso pentru mai multă aromă și complexitate. Prezentare vizuală. Chihlimbar închis, nu în întregime naturală. Miros. Hai să clarificăm. Acesta este un whisky frumos, foarte plăcut, cu un miros proaspăt, iar influența sherry este remarcabilă. Cred că au fost implicate niște butoaie de sherry proaspete în finalizare. Există fructe, foarte fructat, proaspăt, fructe roșii, de asemenea mure, zmeură, fructe uscate, struguri roșii și stafide. Deci, aceasta este prima impresie. Vin în față straturile secundare date de butoaiele de sherry, lăsând dulceața, acele fructe tropicale și vanilia în spate, în fundal. Și există note de
malt foarte drăguțe. Nici măcar nu poți să-ți dai seama că acesta este un blended scotch. Sunt grain whisk-uri implicate aici? Bineînțeles că sunt, dar adevărul este că nici măcar nu le poți observa. Gust. Încercați-l pe acesta într-o sesiune de degustare în orb și veți spune, wow, ce whisky minunat! Este proaspăt, neted și gustos. Nu este îndrăzneț, este la 40% volum alcoolic și filtrat la rece, dar primești ceea ce plătești. Este fructat, are note de nuci și este dulce. O notă de vanilie și caramel, fructe tropicale, mango, banane și chiar dacă astăzi suntem în mijlocul lunii ianuarie, simt și aproape că pot atinge vara. Final mediu cu note de ciocolată, e un whisky de zi cu zi foarte drăguț, care va fi notat cu 9 din 10. 9 din 10 din partea mea, o notă de blended pentru o alternativă foarte bună la multe alte whisky-uri. Și mă gândesc nu doar la blended scotch whisky, ci chiar și la malt whisky-uri. Da, asta e, am spus-o. Este doar părerea mea, știți. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Slangevine!